Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre mulțimi și anume cum putem defini o mulțime folosind diagrame sau enumerarea elementelor din acea mulțime. Să facem cunoștință cu Andrei și cu colega lui Sara. Bună, Andrei! Bună, Sara! Cei doi copii au învățat despre mulțimi și vor să ne ajute să dăm exemple de mulțimi. Mulțimea fructelor de pe tarabă ne propune Andrei. Sara vine cu un alt exemplu și anume mulțimea elevilor din clasă. Mulțimea oilor de pe pășune. Mulțimea figurilor geometrice. Mulțimea corpurilor geometrice. Cei doi copii au auzit de George Cantor. Acesta este creatorul teoriei moderne a mulțimilor, care a devenit o teorie fundamentală a matematicii. Cantor a fost matematician german care a trăit între anii 1845-1918. Conform lui Cantor, mulțimea este o colecție de obiecte de natură oarecare, bine determinate și distincte. Deci, mulțimea este o colecție de obiecte bine determinate și distincte, numite elementele mulțimii. Mulțimile se notează cu litere mari, iar elementele mulțimii se notează cu litere mici, simboluri, numere. Mulțimile date ca exemple sunt mulțimi materiale, concrete, ușor de recunoscut și de descris. Putem totuși să construim și mulțimi convenționale, ale căror conținuturi pot fi simboluri, fenomene. Iată de exemplu, mulțimi numerice, ale căror elemente sunt numere, cum ar fi mulțimea cifrelor sau mulțimea numerelor naturale. Avem și mulțimi nenumerice, cum ar fi mulțimea fenomenelor atmosferice, mulțimea literelor sau mulțimea zeilor din mitologia greacă. Iată și moduri de definire a mulțimilor, și anume, mulțimea poate fi definită explicit, adică enumerând fiecare element al mulțimii, sau poate fi definită cu ajutorul diagramei Venn-Euler, sau poate fi definită implicit. Noi ne vom ocupa de primele două moduri de definire a unei mulțimi. Să discutăm despre modul explicit de a defini o mulțime. Iată o aplicație, scrieți prin enumerare mulțimea formată din literele folosite în scrierea cuvintelor proiectul CRED. Știm că o mulțime se notează cu literă mare, deci să notăm mulțimea A, la noastră, iar elementele mulțimii le scriem prin enumerare în acoladă. Deci deschidem acoladă. Și literele cuvântului proiectul sunt P, R, O, I, E, C, T, U și L. Cuvântul cred. Prima literă este C, dar observăm că această literă este deja scrisă, știm că un element se scrie o singură dată. R-ul, de asemenea, l-avem scris,
E-ul este scris, singura literă care nu e scrisă este litera D. Haideți să vedem și soluția Sarei. Sara a scris exact aceleași litere, numai că le-a pus în ordine alfabetică. De ce? Pentru că într-o mulțime nu contează ordinea de scriere a elementelor. Iată o altă aplicație. Să scriem corect mulțimea B. Deci mulțimea B egal cu acoladă și acum să vedem 1 plus 4 este egal cu 5. Deci elementul 5 este din mulțimea B. 5 la puterea 0 este 1, îl adăugăm și pe 1 în această mulțime. 15 împărțit la 3 este egal cu 5. Dar 5-ul a mai fost scris odată în mulțimea C, deci nu îl mai repetăm, pentru că într-o mulțime un element se scrie o singură dată. Avem 2 ori 5 minus 3, 2 ori 5 este 10, minus 3 egal cu 7, deci 7 va fi element din mulțimea B. 5 plus 6 este egal cu 11, le adăugăm și pe 11 în această mulțime, iar 7-le este deja scris în mulțimea B. Deci mulțimea B e formată din elementele 5, 1, 7 și 11. Să vedem și soluția Sarei. De Sara are exact aceleași elemente mulțimea B, numai că le-a ordonat crescător. Ea s-a gândit să facă și o linie curbă închisă și să scrie elementele mulțimii B în această elipsă. Diagramele Venn-Euler sunt al doilea mod de definire a mulțimilor. Și aceasta constă în enumerarea tuturor elementelor în interiorul unei linii curbe închise, numită diagrama Venn-Euler. Sara se întreabă cine a fost Leonard Euler și cine a fost John Venn. Leonard Euler, matematician și fizician elvețian, a trăit între anii 1707-1783. John Venn, logician și filozof englez, a trăit între anii 1834-1923. A devenit celebru prin introducerea diagramei Venn-Euler, utilizată în diferite domenii ca teoria mulțimilor, teoria probabilităților, logică, statistică și informatică. Iată o altă aplicație. În figura alăturată este descrisă mulțimea B. Să scriem această mulțime enumerând elementele ei. Deci mulțimea B este formată cu elementele 1, 5, 7 și 11. Să scriem mulțimea C formată din numerele pare, care sunt elemente ale mulțimii B. Păi observăm că toate aceste numere sunt numere impare, dar mulțimea C vrem să fie formată numai din numere pare. Păi înseamnă că mulțimea C nu are niciun element. O mulțime care nu are niciun element se numește mulțime vidă și se notează cu litera grecească fi. Deci mulțimea C în cazul nostru este egală cu mulțimea vidă. Vă propunem spre rezolvare următoarele aplicații și cei doi copii vă mulțumesc pentru ajutor.
Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc succes în continuare.